Mistrețul sălbatic din Croația. Este un concurs de off-road, concurs care va ține o săptămână. Cu ce să te ține? Dai încet, încet. Nu! Să te uiți la apă, că cred că ai spart radiatorul. Du-te la cealaltă față de care se duce Toyota. Aici, în Croația, vii când nu mai ai nici 1% sentimente față de mașină. Concurs destul de dur. Dai, dai. Hop, hop. Mai lipseau 3 minute ca să pierdem poziția 1. După cum vedeți, ieșim din țară, ieșim numai eu, pentru că toată lumea deja a ieșit. Este luni, seara, este deja 10:30, mai am încă 760 de kilometri până la concurs, iar la 8:30 e briefing-ul pentru ziua 2. La acest concurs voi participa alături de Zoli, pentru că în Croația există doar două clase, spre spre de noi unde avem Standard, Challenge, Open, Extrem, Open, SSV. Aici există doar două clase, Soft și Hard. La soft intră toate mașinile, inclusiv SSV-urile, cu limită de cauciucuri până în 35. Adică pot veni și mașini tubulare, pot veni și mașini de sute de cai, cine știe ce motor, V8-uri, V10-uri și orice motor, până la limită de 35 și portale. Iar la hard participă cei cu cauciucuri mai mari, unde avem și acolo reprezentanți. În total suntem, de la noi din țară, suntem 8 echipaje. Dubios de repede am trecut vama. Și pe când mă bucuram că mai am doar 16 km până în parcul tehnic, m-a oprit poliția. You've arrived at your destination. E 6 fără ceva, briefing-ul e la 8:20, deci mai am 2 ore până la briefing, timp în care aș dori să dorm. Bună dimineața și oficial pe lumină. După 13 ore de mers, am apucat o oră jumate de somn, zi de trial. Se numește Circle Race. Este un trial în care se dau cam 10 mașini deodată. Deci vă puteți imagina ce măcel va fi. Haide! Repede sus! Hi guys. Hi. You have 5 circles. Okay. 6 is finish line. Okay. To us here. Okay. Okay. Here is finish line. Keep it clean. As clean as possible. As clean as possible. La prima baltă trebuie să vii tare din mijloc. Stai să blocăm și dă-mi șufa. Acolo de cupă, de cupă. De seară avem proba de noapte. Traseu destul de scurtuț, 15-20 de kilometri. Plecare undeva de la 9-10 seara. Hai, merge pe rost, merge pe rost și pe mijloc. Pune, pune botul. Bun, pune botul ușor, n-o lovi, stai un pic, stai un pic, se ducă.
Mai un pic, mai jos, mai jos. Un pic. Atât, de acolo, stai un pic. Go! Go! Bine! Bun, dai! De acolo și tu. Ei sunt principalii noștri concurenți. Încearcă prin stânga, un pic, acolo, ușor. Dă-i. Dă-i acum, dă-i gaz. Nu, dă-i spate. Aia. Dă-i gazul. Mă duc eu la semnat ca în foaie la mine. Urmează extremul. De obicei nu-i de bine când merge excavatorul aici. Să poziționeze. Bun, și du-te prin dreapta. Încet că e prag mare. Încet, hai, încet. Gaz. Pe aici. Dă-i. Atât. Unde trot? Opa! Lasă-mi să nu mai prindă pligura. Dă-mi. Nu. Trage, întinde Zoli. Dă-i roate, o să aluneci până lângă el. Stânga, Zoli, stânga. Stânga, Zoli. Așa, las-o, până în el, dă-i roate. Tot unde-i Toyota ar trebui. Da, aici vrea să trolieze. Nu, așa, bun, nu lăsa, vezi că vrea să se bage în spatele tău, se bage. Dă-i spate, nu lăsa, bun, și acum cu stânga. Hai, un cash odată, mâncu-ți sapa ta. Du-te cât mai... Așa, bine, stânga, aici, bun, hai ușor, să urci fața. Urc-o la aderență, dreapta, gaz. Da, pic, așa, dă-i, stânga maxim. Dă-i stânga. N-are loc, hai după mine, hai că n-are loc. Stop. Yes. Go. Du-te. Tare. Bun, încet și prin stânga, încet. Stânga. Încet. Dă-i drumul. Încet să pui fața sus. Pui fața încet sus, da? Ești blocat față spate, da? Dă-i. Lasă așa. Mai dai o dată, nu. N-are rost. Dă-i doiul. Aia zi, dă-i tare. De aici, dă-i tare cu doiul. Aia zi, liber, du-te. Dreapta, aia-i. Dă-i. Hai că vin la foaie. Du-te la cealaltă față de care se duce Toyota. Excavatorul e pus în funcțiune. Noi am terminat, urmează extremul. Și acum vedem că se întâmplă ceva cu excavatorul. De obicei nu-i de bine când merge excavatorul aici. Ia să vedem unde îl mută și de ce. Nu uitați, site-ul nostru www.transuman44.ro, găsiți tot ce vă doriți. Nu știu, vreți cauciucuri, trolii, scripeți, orice vă doriți. Ce faceți? Nu pornește? E
copilul does not need to be in the car to finish line. Băltocele pe care noi le-am avut pe lungime, ei le-au de traversat. Au niște praguri, băieții. Prima cred că se trece, a doua descoperi și scopul excavatorului, ancora. La extrem, fiind 30 de mașini, vor fi 4 runde, de câte minim 8. În prima rundă sunt 8, iar din 8 sunt 4 români. Deci va fi tura cea mai intensă pentru noi de pe margine. Cadre de la Craveț din mașină veți avea, de Craveț și Sorin Popa.
Dar nu te urci. S-a terminat și primul hit la extrem. A fost o zi foarte bună pentru noi. Din 4 mașini, 3 s-au rupt destul de tare și destul de grav. Claudiu a rămas fără față, a rămas și fără troliu. Sorin cu Craveț au rămas și ei fără față. La ei cred că s-a rupt cardanul. George a rămas fără spate, alt cardan rupte. O cred că este singurul fără pagube sau cu pagube nu foarte mari. A fost singurul care a și terminat fără să se târâie până la final. Da, mergem în parc și ne apucăm de reparat toată lumea, pentru că de seară la 9 începe proba de noapte. Nici bine. Dă-i încet. Încet. Bun, așteaptă să trec eu. Dă-i. Stânga. Aici. Dă-mi-l. Invers. Dă-mi. 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 Dă-mi în spate, cu mașina. Mai? Stai să vin să văd dacă se ridică. Dă-i. 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 Nu, nu. Unde-i tubulara de roți? Lasă un pic jos de trolley, stai cu lasă. Grijă la picioare, ia roata de sub. Dar n-ajung. Bună dimineața, nu mai știu care ce zi este. Plouă, plouă de aer în continuu, să plouă toată ziua, iar relieful de aici este a naibii de înșelător cu, în condițiile astea de ploaie și sperăm doar să ne întoarcem întregi. You know everything? Yeah. This is for a checkpoint? Yes. One minute from now, okay?
depășire cu 1 km la oră și vorbim despre instant, nu despre medie, față de limita de viteză este 10 minute penalizare. Deci 31 mergi pe limită de 30, 10 minute penalizare, 32, 20 și tot așa. Nu uitați, site-ul nostru www.transuman44.ro, găsiți tot ce vă doriți. Mi-a zis Gordon la Georgica, ce să le spui la echipajele românești că toți sunteți la limită cu vitezele. Ai unde să te duci, adem de curios. Hai da. Atât. Dă-i cât mai ții cu dreapta, da? Blochează fața, fără spate. Dreapta, maxim dreapta. Încet. Stai un pic să mă dau. Dă-i dreapta. Încet. Dă-i cu dreapta. Dă-i. Ești blocat și cu spatele? Întinde. Dă-i. Încet. Încet, dai. Stai să văd ce e acolo. Dai că e bine. Dai tot așa, dai tot așa. Întinde cablul. E bine, l-am făcut. Stânga. Oprește. Clic. Dai, bun. Deblochează fața să nu te blocheze undeva aici, într-o piatră. Bun. Blochează și fața, dar foarte încet. Aia, atât. Bun. Stânga. Maxim. Hello. Atât. Dai spate dreapta. Față, stânga, blocat fața, tras colțul. Bun. Dacă te duceai un pic mai în față la arbitru, venea și el și puteam să o tăiem stânga. Doamne, știi că n-am văzut că treaba, v-a chemat arbitru în față și eu n-am văzut ieșirea de înapoi. Dar ce nații sunt ăștia? Dar mai e numai Haidu în spate, zi să facă loc, că putem să o pornim. Greșeluța asta de-a cu 200 de metri, că eram în fața lui. Păi n-am văzut că e intersecție, nu aveam trecut în roadbook, nu era intersecție acolo. Aici s-a prinse, mă, becurile, un pic de curent tot mai are. Poți să te duci un pic mai în spate și acum încearcă să vii drept. Dă-i. Stânga și roata, că e subțire copăcelul. Hopa!
dai drumul la troliu. Și aici există riscul să te duci chiar dacă ești legat, că e panta prea mare. Întinde-l. Roată și troliu în același timp. Roată și troliu. Roată. Degeaba că ies. Dă-i, hai că te pune. Dă-i cu stânga. Gata, atât. Dăm drumul la troliu. Ideea e că legat cu ăsta de plafon, nu te răstori. Bun, și dai ușor la roată. Întinde spatele și dai ușor la roată. Asta zic, frumos. Acum dai ușor la roată. Întinde? Atât? Stai că deformezi caroseria. Atât. E mesaj cum o duce ăla, mă. Haide. Bun. Dă-i dreapta de acum. Dreapta. Bun. E bine. Dă-i cu stânga. Nu știu dacă mai are rost să mai... Sau poți ieși? Opa! Cu ce să te ține? Oprește motorul. Îți ai să dai stânga. Dă-mi. Mult spate. Dă-mi. Întinde. Pornește? Atât. Bun, suficient. Lasă. Nu mai, dă-i, nu mergi prin stânga. Dă-i prin stânga. Dă-i drumul la troliu. Nu te mai răstorni acum. Dă-i drumul la troliu. Și în spatele lui e ăla cu SSV-ul. Suntem bine. Să mulțumim celor care ne susțin atât pe YouTube cât și pe Patreon. Orice mic ajutor este foarte de folos. A avut loc și briefingul. Un briefing destul de scurt și destul de la subiect. Ne-a spus clar depășire cu 1 km la oră și vorbim despre instant, nu despre medie. Față de limita de viteză, avem vreo 2 sau 3 limite de 30 la oră, este 10 minute penalizare, deci 31 mergi pe limită de 30, 10 minute penalizare, 32, 20 și tot așa. Alt lucru pe care l-a spus, traseul nostru de astăzi este destul de comun cu cel de la extrem de astăzi. Și ne-a rugat, dacă vin mașini de extrem, să îi lăsăm să treacă, pentru că sunt multe secțiuni unde noi probabil ne vom trolia, iar ei nu. You know everything? Yeah. This is for a checkpoint? Yes. Okay, last 5 seconds. Watch me, I will count down and stop the traffic. Okay. 1 minute from now, okay? Plecăm la dreapta cu limită 30. 3, 2, 1 și go. Se va termina limita. Aici ai un Y stânga. Dă-i. Sfârșim limita. Trecem peste un mod.
capăt acolo, unde poți întoarce. Oprește la el. Hello. Hello. Thank you. Dreapta, dreapta. Încet, e mal. Ăsta e malul. Nu l-ai văzut, da? E riscant să rupem planetar aici. Am blocat numai spatele. A, bine. Zici tu când ne răsturnăm dacă nu stăm în copacul ăsta? Hai că mă dau jos să pun. Vreți un tip? Nu, nu, nu. Dacă tu așa o simți. Dar teoretic mai ai pom. Stai un pic să văd ce e. Ia, dai un pic să vedem. Dacă mă atât în dracă-i. Dai, 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 dai. Aia zic. Bun, dai spate, dai spate. Să vedem. Da, urcă, urcă de acolo. Mai poziționa. Ah, bun, dreapta, dreapta, Maxim. Bun, gazul. Se poate, dar nu-i drum. Dă-i, întoarce. Deci problema a început de la nisipurile alea. Unde am făcut Y stânga, unde a terminat nisipul. Eu trebuia să am 600 de metri și am avut 750. Dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Să vii cât mai mult în stânga. Ca să vii pe diagonal aici, mai în stânga. E blocată fața? Nu mai merge blocantul, sau nu mai merge planetara, poate că. Bun, acum, Maxim. Dă-i, tare. Până nu treci de copac, nu mai pune mâna. Aia zic. Unde te răstori, nu te răstori. Dă-i spate. Dă-i un pic în spate. Da, nu, nu surme deloc pe aici. Bun, nu mai, nu mai opri, nu mai opri, nu mai opri. Bun, atent, 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 că nu cred că trece. Are you correct in the road? What? Are you correct? Uitasem cât de dură este Croația și cât de dure sunt traseele din Croația, chiar și la clasa soft. După cum spuneam, sunt doar două clase, care echivalentul la noi în țară ar fi un open și extrem. Deci traseele sunt un pic mai dure decât challenge-ul, mașina cu care noi am concurat. Din păcate, am gafat o dată jumate, cred eu, o greșeală de roadbook în care era un evident stânga și pe roadbook era desenat dreapta, unde am pierdut vreo 2, 3, 4 minute. Dar a doua oară, cred că mai mult de o oră am stat ca să găsesc un copac. O oră ne-am învârtit în jurul acelui copac, dar de data asta ne-a fost salvare Larry, care chiar dacă a fost la clasa hard, o parte din traseu, chiar partea respectivă de traseu, a fost comună și atunci a putut să-mi dea indicații. A zis, vezi că e în dreapta undeva, a fost suficient cât să ne ajute și să putem pleca de acolo, dar din păcate o oră mai târziu. Seară s-au postat și clasamentele. Am urcat pe poziția 2, a fost o creștere constantă, care sper să rămână așa.
Am plecat de pe 14 în prima zi, am ajuns pe 8 a doua, pe 5 a treia, iar după a patra zi suntem pe poziția 2. Deci acum suntem în a 5-a zi de concurs. Orice greșeală ne poate da foarte mult în spate, dar suntem la 25 de minute de locul 1. Astăzi vom pleca prima mașină. 30. Spatele blocat un pic. Dar dă-i stânga. Mult stânga. O să te urci pe piatră, ignoră. Nu te speria de ea. Dă-i încet. Încet stânga, tare. Nu, spate. Dă-i troliu, numai troliu. Aie. Dă-i, atât. Și aici stânga avem. Du-te în față că... Bun, atât. Te restorni, nu ai cum să te urci acolo. Trebuie să facem troliu spate. Hai beța, și ce rot ai băgat. Atât. Dă-mi. No, dă-i mașalier. Trage fața. Dă-i. Hop. Dă-mi. Stai. Dă-mi într-o parte oricare. Întinde. Dă-i mașalier și trage. Bun. Dă-i, continuă. Maxim stânga. Gata, ai trecut. Bun. Dă-i în față. Bun. Atât. Cât mai în dreapta, da, cât mai în dreapta. Stânga. Hai. Dă-i. Stânga. Bun, stânga. Hai, bun. Atât. Stânga. Așa, hai. Tot stânga. Stânga cât te contrezi. Dă-i stânga. Așa. Știu că tu vrei la dreapta. Așa, acum stânga. Hai. Stânga, cât te urci pe copac. Așa, dă-i roata.
Bun, hai, dreapta, dreapta. Mă mai scăpa în spate. Strânge troliu, strânge troliu, nu rupe aderența. Strânge troliu. Și dai un pic la roate. Stai că vine, stai că vine. Extremul. Fă-i loc. Ai unde să-i faci loc? Everything okay? Just lost. Lost. I think you're hard, or? No, soft. Am terminat traseul, am plecat prima mașină, am ajuns prima mașină, dar în spatele nostru a ajuns a treia plecată după noi, cam la un minut. Și dacă tot avem timp liber, am zis să vedem ce fac băieții de la Extrem. Bună dimineața! Astăzi va fi o zi scurtă, un trial cu Quantum 3. Nu știm care va fi configurația trialului până când nu ajungem acolo, nu știm câte ture vor fi, dar din experiențe anterioare din anii trecuți, e un traseu undeva la 10-15, maxim 20 de minute. Oricum, o mare parte dintre mașini nu va mai fi prezentă. Am văzut foarte multe mașini pe platforme și în spatele nostru avem unul dintre echipaje care deja pleacă, probabil mașină ruptă. Da, și puteți vedea la ce nivel se vine aici cu camioane, camioane de service, camioane de camping. Noi după ziua de ieri am reușit să urcăm pe poziția 1. Avem un avantaj de aproximativ 20-22 de minute, deci cumva încă nu suntem foarte safe pe acest loc. Se pot întâmpla multe la această mică probă, având în vedere că e o probă de 20 de minute. Probabil va fi un timp maxim de vreo 30. Dar fiind Quantum 3 putem pierde o oră, oră jumate. You still have few tasks to pass. Time we multiply 3. Blochează fața. Stânga. Stai să pună la loc. Du-te.
Uite, dacă poți iară cu stânga. Sau de fapt e ok. Dă-i. Blocat față-spate, da? Mergea. Mai dai o dată din spate cu avânt. Atent! No! Nu se cade fața. Încet, încet, nu rupem nimic. Stânga. Dai cu dreapta. Atât, diagonală dreapta. Stânga. Tare. Așteaptă-mă. Nu atât de în stânga. Dă-i, dă-i cu dreapta. Așa, dă-i spate stânga. Stai un pic. Dă-i dreapta. Aia, dă-i. Dă-i spate dacă poți. Cu fața te trag, da? Atât. Hop. Dă-i, încă o dată. Atât. Încă n-a fost ăla. Depinde ce fac și eu acum. După cum am zis de la începutul episoadelor, e una dintre cele mai grele curse din Europa. Pe lângă relief, durata te ucide. Faptul că este un concurs de o săptămână te solicită fizic și psihic, atât pilot, copilot, mașină, dar și mecanici. După proba de trial de astăzi, noi am reușit să rămânem la foarte mare limită. Pe locul 1 aveam un avans de 22 de minute, fost bătuți la 6 minute, ori Quantum 3, 18 minute, deci mai lipseau 3 minute ca să pierdem poziția 1. So I call Zoltan and Alexander to come here. Zoli are șanse să iasă campion național pe anul acesta la clasa Challenge. Vedem ce se întâmplă acolo. Dar până la episodul următor, nu uitați, like, share and subscribe.